Peste 130.000 de pliante și afișe cu informații concrete despre modul în care hunedorenii trebuie să depună deșeurile vor fi distribuite în județ de către reprezentanții ADI Deșeuri Hunedoara. Oamenii au obligația de a selecta deșeurile pe cele patru fracții: sticlă, pubelele de culoare verde, plasticul și metalul în cele galbene, hârtia și cartonul în containerele albastre și deșeurile reziduale în cele negre. Campania de informare se va derula până la finalul acestui an, fiind implicat și Lotul Național de Judo. Am plecat de la ideea că populația nu știe nimic cum se tratează acest sistem și atunci am făcut un pliant care îl distribuim într-un număr de 100.000 de exemplare, în care avem date despre firma care operează și toate datele de contact ale firmei, unde pot fi transmise reclamații și așa mai departe, ce ne mulțumește. Partea de interior este o parte în care prezentăm și în cadrul unor afișe, din asta avem vreo 10.000 de afișe care le vom pune la instituții, le vom pune la asociații, în care vedeți descriem. Și la primărie, containerul negru și la primărie, în magazine, pe unde vom găsi înțelegerile, vom afișa, unde punem, ce înseamnă pubela, containerul negru, ce se pune în containerul negru, da, ce punem, nu ce nu trebuie să punem, la fel albastru, galben, verde. Cu această ocazie vor fi distribuite și operatorului de salubritate autocolante de avertizare, care vor fi aplicate pe containere în cazul în care conținutul este necorespunzător. Am mai făcut și un număr de 20.000 de exemplare de aceste avertizoare. Ele vor fi cu titlu informativ, sunt autocolante și le va primi operatorul și va merge în zona de plurifamiliar și în momentul în care ai un deșeu neconform, el vine și vede în capac nu este ce trebuie, lasă un avertizor care spune, vă avertizăm că nu e în regulă sau conținut necorespunzător și îl marcăm. Asta este numai o parte a campaniei. Campania, noi am intitulat-o, adică am dat startul începând cu 1 septembrie și vrem să o ținem până la sfârșitul anului. De asemenea, o să apară cât de curând pe partea de televiziune, pe partea de online, de Facebook, de site-uri, cu ajutorul dumneavoastră media, video, scrisă. Am făcut niște filmulețe de promovare a depunerii selective și a colectării selective. Am găsit înțelegere și noi ne-am considerat că este în regulă să venim cu ceva atractiv și am ales Lotul Național de Judo, care se pregătește la Deva. Campania de informare se va derula și în școli.